Modelul pe care l-am prins în copilărie despre familia ideală erau doi copii, un băiat și o fată. Mai târziu, fiind cumva mă lipsit de ideile soției, am încercat cumva să visez și eu la o familie mai numeroasă. Acum, având trei copii, am înțeles că nu e nimic grav să ai mai mulți copii. Depinde doar de dispoziția generală și de atitudinea și cum abordez viața în familie. Familia ideală este acolo unde se iubește. Trebuie să investiți emoțional. Eu am reușit să-mi realizez niște dorințe, niște vise care le-am avut în copilărie. Dar fiind deja adult, nu puteam permite să construiesc o casă din zăpadă. Dar împreună cu copiii am reușit să construim acea căsuță din zăpadă. Eu personal am avut o satisfacție enormă, copiii au amintiri frumoase, deși aveau 3 ani și amintesc și acum că tata cu noi a construit o căsuță. E interesant, interactiv, să-l duci, să-l vezi cum crește, cum se dezvoltă. Deja aici mă apare și raționamentul, adică urmează să crească, în ce condiții, câte resurse poți aloci, timp, resurse bănești, resurse sociale. Pentru distracție împreună cu copii. Ne organizăm programul de a ieși undeva, după cel mai mic. Cu mai mult necesități. Programul de muncă influențează mult activitățile în familie. De exemplu, dacă vrei ca copiii tăi să frecventeze careva cercuri extrașcolare, asta te implică fizic, trebuie să-i aduci. Respectiv, trebuie să reglezi cumva programul de muncă la activitățile lor. Dacă ai un copil, el îți umple acel timp sau timp care îl oferi, el îți vine înzecit. După multe nopți nedormite, un zâmbet poate să le răspătească.